Bun, am revenit. Hai să vorbim puțin și despre, știu că este secret de stat și trebuie să mă omor dacă îmi spui, despre serviciul tău. Ai văzut, nu știu, în 13 ani, cum e fata mea să... Nu a fost ușor. Gândește că veneam din civilie, cum se zice, veneam de la părinți, unde eram fata mamei și a tatei, și a trebuit să mă adaptez unui program. Pentru că în școală nu mă mai trezeam la ora 10, mă trezeam la ora 5, trebuia să facem înviorarea, chiar se făcea. Știu. Am făcut armata. Wow! Am urât-o, ți-am povestit înainte. N-am suportat-o. Nu înțelegeam ideea de ce trebuie să răspunzi cu violență. Oameni între oameni, oameni care râd, zâmbesc, au copii, au familii, să-i dai în cap pe lui acasă. Da, dar acum nu mai este așa. Acum nu mai este așa, este altfel. Și crede-mă, când spun altfel, chiar este altfel. Că nu, eu nu aș fi, probabil că n-aș fi rezistat dacă ar fi fost așa cum spui tu. Dar să știi că te disciplinează armata. Te face mai responsabil. Și mie îmi place, îmi place foarte mult și vreau să merg în continuare pe această cale. Vrei să fii generăleasă? Nu, nu o să ajung eu atât de tare. De mare. Amirăleasă? Nu. Ce? Vreau să fiu eu în continuare așa cum sunt. Pentru că așa mă simt cel mai bine. Și îți dai seama că mai întâlnești și situații în care poate... Colegii zic, a, e fată, de ce să o ajutăm să care, nu știu ce, să las să facă, dar nu m-a deranjat, să știi. Și care e? Ranița, am cărat-o. Cât are? Câte chile are? 20 de kilograme. Cât? 20 de kilograme. Car canistra, a? Cum e canistra de benzină. Da. Adică sunt situații în care suntem și noi militari, chiar dacă suntem fete. Păi nu contează că ești, adică, fată, nu ești protejat. Băiat. Înțelegi? Nu ești protejat, pentru că ți-ai ales lucrul ăsta. Ziceai că nu, că era un apanaj al bărbaților. Probabil, din lecțiile de istorie, armatele erau ale bărbaților, astea armate. Dar dacă ne uităm puțin, avem exemple, amazoanele, avem exemple de femei războinice, de la Budica, de la... Adică au existat de-a lungul anilor femei războinice, pentru că... Sau, mă rog, care au cochetat cu... Cochetat. Nu e cuvântul potrivit. Care au mers către zona asta mai militărească. Adică e ceva, până la urmă, care, din nefericire, e încă uman. E considerat uman. Războiul e o artă, conform lui domnul ăla de la... A scris-o. Confuciu sau... Nu mai știu. Sun Tzu, parcă, nu mai știu. Arta războiului, ceva de genul ăsta. Da. E o artă. Dă-mi voie să nu prea fiu de acord cu arta războiului. E un joc, e o strategie, da, dar artă e cam mult spus. Da, asta este punctul de vedere, nu... Da, nu, în ceea ce privește războiul. Faptul că armata te disciplinează, da, e corect. Și nu consider că ar fi fost bine să mai fie în continuare? Adică... Eu? Nu, obligatorie. Obligatorie? Nu, nu cred. Nu cred. Da, dar acum, nu atunci. Acum societățile, eu sper să trăim, oricum trăim, cea mai mare perioadă de pace din istoria omenirii. Da. La nivel mondial. Eu sper că această perioadă să nu se sfârșească niciodată în ceea ce privește conflictele mondiale, că încă mai există nebunii și derapaje, da, vor mai exista, din nefericire. Dar și oamenii nu știu, și aia iubesc, și aia zâmbesc, și aia... Și... Dar toți suntem oameni, indiferent ce meserie avem. Care este sensul atunci să îți dorești să-l pac-pac pe altul ca tine? Mm-hmm. Nu înțeleg, uite, ce se întâmplă astăzi și ieri în Israel. Nu i-am înțeles niciodată pe aia acolo. Nu i-am înțeles ce au de împărțit. Și sunt veri, știi bine că sunt, ei sunt, da, sunt cuscri. Păi, veri. Știi cum se zice, rudele sunt cele care te... Da, rudele, deci bagă bățul prin gard unul altea. Noi am înțeles de 2000 de ani să tot tăvălesc unii pe alții. N-au mai... și în viață. Când, da, n-au mai... Mă, să treacă 2000 de ani peste tine și să nu te mai trezești din nebunia asta, mie mi se pare ceva de...
N-ai participat la nicio luptă până acum, ai spus? Nu, nu am participat. Doamne ajută să nici nu particip vreodată la vreo luptă. Doamne ajută că na, viața noastră este scumpă a tuturor și a celor și a celorlalți și a noastră e prea frumoasă să... Așa este. Depinde și cum ne facem viața. Da. Mai zim de ai tăi, de cei pe care îi ajuți. Mai zim de ei. Sunt persoane care mai țin legătura cu ei. Mai sunt cei care nu mai țin legătura ei cu mine. Adică... De ce? Pur și simplu au considerat că i-am ajutat și... Încă o chestie. Sunt unele persoane care îi ajuți odată, vor să-i ajuți mereu, știi? Și poate au fost momente în care n-am mai putut să le ofer ceea ce își doreau ei. Să învățaseră să fie ajutate. Să fie ajutați, da. Și știi, sunt persoane care primesc foarte multe ajutoare. Lasă-mă, frate, să mai ajut și pe alții care mai au nevoie. Adică pe tine te-am ajutat, ți-ai făcut ceea ce aveai nevoie, adică gen, uite, o mașină de spălat, cum a trebuit la o doamnă. Haine, nu-ți mai spun că te primesc să dau. Da. Dar și aici e altă problemă, pentru că unele sunt, nu știu cum să spun, unele persoane nu apreciază și folosesc acea haină și o aruncă, nu mai bag în mașina de spălat. Adică, știi, pentru că primesc foarte multe haine și... Păi ți-am spus, dacă nu le duci tu un Gucci, un Versace... Un Dubai, o poșetuță, un Hermes. Sau se mai întâmplă să primească haine și să le vândă pe OLX. Mă refer la mămicile care au copii. Să le vândă pe OLX? Da, da. Ai văzut că ai depistat, ai făcut cercetări și... Da, pentru că... Nu. Adică eu îi ajut și țin legătura în continuare cu ei. Și nu-i abandonez. Și încep să-i mai întreb, îți dai seama. Și unele persoane se mai scapă. Se scapă. Da, fără da. Să vrea, involuntar. Dar pe mine asta nu mă demoralizează, eu merg în continuare. Categorii, n-are de ce să te demoralizeze pe tine, dar este te pune pe gânduri așa, știi, câtă diversitate în comportamente umane există. Dar dacă diversitatea asta te-ar împiedica să faci ceea ce faci, ar fi într-adevăr aia, ar fi o tragedie. Faptul că sunt oamenii cum sunt, na, trebuie să accepți. Trebuie să acest, că până la urmă niciunul nu suntem la fel și frații ai văzut, între ei nu sunt la fel. Și, nu știu, eu chiar vreau să fac ceva și mai mult. Mi-ar plăcea foarte mult să fie, nu știu, acum aș vrea să mă îndrept spre copiii care au probleme. Mă refer medicale. A, probleme medicale. Medicale, da. Și când spun medicale, mă refer la copiii care au... ADHD, autism, cei din mediul rural, pentru că acolo nu sunt centre să-i ajute cu... Da, chiar că mediul rural este... Se pare că e lăsat de izbeliște. Da, pentru că au plecat cei tineri și au rămas cei în vârstă. Au îmbătrânit satele. Au îmbătrânit, satele, da. Au îmbătrânit și dacă acum 20 de ani când mergeam pe acolo... Și era ulița plină de copii? De copii, acum este pustiu. Unde e țara? Bunica mea care mai trește stă în comuna Leleasca, județul Olt și... Olt, da. Aha. Olteancă, se explică multe. Vine Olteancă și bunicul? Și am mai avut o bunică din partea mamei care a fost tot din Olt, Câmpul Mare. Aha. Deci tu nu ești olteancă. Nu, m-am născut în... Unde te... În Pitești, județul Argeș. În Pitești, județul Argeș. Da, dar tu ești piteșteancă, nu? Sunt argeșeancă. Argeșeancă. Da, hai să zicem. Cu bunicii de pe Olt. 50-50. Dacă, exact. Tu de unde ești? Eu sunt din București și sărbătorile unde le faci? Al de mămica la Vaslui. Așa. Așa și eu, da. Da, eu sunt din Pitești. Mămica și tăticul mai de pe la Olt, de pe partea aia. De pe partea Oltului. Da. Ce crezi tu că... Deci, dacă n-ai fi avut... Hai să încercăm un exercițiu scurt de imaginație. Dacă n-ai fi avut uniforma asta militară pe care ai îmbrățișat-o, care era second place? Bună întrebare. Pentru că nu e așa, fiind o femeie, trebuie să ai și un plan B. Un plan B. Acum e târziu, dar hai să facem un exercițiu de imaginație. M-aș fi înclinat pe chestia asta, pe cazuri sociale, chiar dacă nu mi se declanșase declicul. Dar mi-ar fi plăcut să... Îmi place foarte mult să socializez și mi-ar fi plăcut să lucrez undeva, să vorbesc cu oamenii, să-i cunosc, să le aflu problemele.
Mie mi-ar plăcea foarte mult să adun așa, nu știu, toți oamenii care nu mai au copii, care nu mai au și așa mai departe, să-i adun într-o casă. Nu îmi place să zic azil, casă de bătrâni, știi? Casă de familie, dar să fie bine îngrijiți. Asta mi-ar fi plăcut, să lucrez într-un centru unde să... Da, te-ai gândit vreodată să te implici sau să implici comunitatea din care faci parte sau colegii tăi de serviciu sau prietenii sau amicii de pe Facebook să deschide sau să încercați o campanie de strângere de fonduri pentru deschiderea unui cămin de bătrâni? Nu. În general, oamenii sunt reticenți când este vorba să le cer bani. Crezi că fug cu banii? Nu fug cu banii. Nu, dar... că tu... Cred ei despre tine că fugi cu banii? Pentru că nu sunt un ONG, nu sunt asociație. Eu fac pur și simplu din banii mei. Și poate s-ar gândi că m-aș folosi de banii lor. Păi stai așa puțin, asta nu e o gândire normală. În primul rând trebuie să existe o gândire, să existe o treabă asociativă în care mie mi se pare mult mai ușor să învățăm să din nou să ne asociem atâta timp cât avem un țel comun. Să te asociezi cu cei care sunt ca tine, pentru că, crede-mă, și indiferent ce cred oamenii, sunt mulți. Sunt mulți ca tine, dar sunt în umbră. Așa este. Și de asta am vrut aici să ai lumină pe tine. Așa. Și lumina asta poate să treacă prin camerele alea, să se ducă în casele celor care, nu zic că nu e frumos, dar după ce te întorci din Dubai, poate te gândești să mai dai lumina asta mai departe. Nu mult, nu 10 zile, nu ca să te lauzi. Fă-o pentru că e ceva uman în toată treaba asta. Nu știm ce ne rezervă viața. Poate mâine putem fi noi în locul celor care au nevoie. Uite, o chestie pe care acum, repet, în preajma sărbătorilor s-a gătit multă mâncare, știi? Și cât să și mănânci. Mi-ar plăcea să cred că au fost persoane care au pus mâncarea într-o caserolă de unică folosință și s-au dus și au împărțit-o oamenilor străzi sau la cineva apropiat. Poate ai vecin, un bătrânel, o bătrânică pe care nu are nimeni. Eu mai fac chestia asta din când în când, când văd că rămâne mâncare și... Dar de ce să o arunc? Corect. Pentru că nu-i prost. De ce comoditate, să risipă... Da. Nu știu, sunt multe explicații. Și hai ca să... ne ducem către zona de final, într-o zonă mai așa, mai destinsă puțin, acum că ne-am cunoscut și am reușit, poate, să aduc lumina pe tine. Armata. Ce ascundeți voi acolo? Aveți extraterestri? Nu ascundem absolut nimic. Măi, ce spune? Ați văzut extraterestri până acum, prin armată pe acolo? Nu. N-ați văzut niciun OZN-ul? Da, există. A, e clar. Ești conspirativă, deci e clar. Armata știe ceva. De asta aștept să fii generaleasă, ca să ai acces la secretele alea și să-mi spui și mie câți extraterestri aveți. Doamne ajută să ne vedem cu bine și peste mulți ani. Doamne mai bine. Să ne vedem cu bine și sper că... Nu știu dacă am avea nevoie de un first contact cu o altă civilizație. Cred că mai înainte de asta ar trebui să refacem acest contact pe care l-am pierdut noi între noi. Pentru că s-au pierdut multe contacte umane, s-au pierdut multe interacțiuni umane și s-a născut așa o vrajbă și o disensiune între noi, între români, între comunități, între... Începem să ne categorisim. Ăla e nu știu care. În politică nu vorbesc. Bine, voi nu faceți politică, da? Cum este? Că te izbești fără să vrei. Ăla e de acolo, trebuie... Mor tu. Nu mai ai noștri, sunt buni. Nu mai... Adică nu mai este conlucrare. Nu mai este lucru participativ. Măcar asta vă învață în armată. Apropo să ai de... grijă de fiecare din... Pentru că ești... Ăla ți-e mamă, tată, frate, soră, cel mai apropiat e ăla de lângă tine, dacă n-ai grijă de el. Așa este. Și în primul rând trebuie să ai grijă și de tine. Da. Și apropo de ăla așa, ăla așa, lucrul ăsta se întâmplă în școli. Repet, cu acei copii care nu au posibilități financiare. Gândește-te cum e să mergi la școală sau la grădiniță sau așa mai de la liceu cu un Adidas rupt,
să ai același ghiozdan de când te-ai dus. Te arată cu degetul ceilalți. Arată, da. Sau bine, nu vorbesc cu tine, te marginalizează, pentru că zice, da, ce să vorbim noi? Poate ai hăinuțele un pic mâncare. Până la urmă, totul în țara asta și peste tot în lume se reduce la un singur cuvânt, educație. De aici trebuie să pornească totul. Renașterea României trebuie să pornească de la educație, de la reprofesionalizare, de la aducerea din nou a oamenilor de merit în lumina pe care o merită, în lumina reflectoarelor, de a conduce mai departe căruța asta care ne-a fost încredințată și pe care am pus-o pe butuci în ultimii 30 de ani. Pentru că despre asta este vorba în emisiunea asta, pe care o încheiem aici. Ne revedem mâine. Îi mulțumim dragii noastre cu secrete de la OZN-uri. Eu vă mulțumesc. Și nu uitați, eu sunt Mugul Mihăescu, iar tu meriți. La revedere! Elit Mezeluri cu gust desăvârșit ți-a prezentat emisiunea Meriți. Gustă produse fresh într-un concept tradițional.